Maria vorbea cu doamna Daniela în timp ce își aranja niște haine și spunea că ei nu îi place să împrumute haine și nici să ceară de la altcineva. Nu îi place să împrumute hainele ei și nici să ceară fetelor hainele lor. Și a spus-o de parcă cineva i-ar fi cerut haine, pentru că a spus ea că și dacă eu încă de la început am spus treaba aceasta, atunci când îmi cer fetele nu pot să le spun nu, pentru că după spun despre mine că sunt zgârcită și nu vreau să le dau. Iar doamna Daniela i-a răspuns că și dumneiei ei toată viața aia a fost greu să spună nu iar Maria a confirmat că același lucru se întâmplă și cu ea, doar că a spus de mai multe ori faptul că nu îi place să ceară de la alte fete, dar nici să ofere din hainele ei. Doamna Daniela povestea că are un costum de schi de mulți ani de zile, de când era cumva adolescentă, de mult, mult timp și Maria a spus că și ea de asemenea i-a arătat un tricou și a zis că îl are pe acela de la 14 ani.